Cele mai frumoase flori pentru toate handbalistele care, în preziua sărbătorii de 8 martie, s-au aflat pe parchetul sălii sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea. Rămânea de văzut care dintre cele două echipe din Liga Națională își va face cadou și victoria, astfel încât 24 de ore mai târziu să sărbătorească din plin Ziua Femeii. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului regulat, HCM Râmnicu Vâlcea în echipament negru încă mai speră să prindă ultimul loc care duce în play-off, dar pentru asta era obligată să câștige acest joc, în care a primit vizita moldovencelor de la HCM Roman, o echipă lipsită de griji, instalată bine de tot pe poziția a 5-a. Pe de altă parte, vâlcencele știau că Ploieștiul, al cărui loc îl vânează, pierduse la Universitatea Cluj, așa cum de altfel o făcuseră și elevele lui Dumitru Mușii, iar șansa de a se apropia la un singur punct de prahovence nu putea fi scăpată. Chiar dacă oaspetele au avut un început mai bun și au condus cu 2-0 în minutul 4, replica oltencelor nu s-a lăsat așteptată și a venit cu o serie senzațională de 8 goluri consecutive. La jumătatea primei reprize, Vâlcea avea 5 goluri avans, 8-3, Janina Luca a transformat în 7 metri și diferența a crescut la 6 goluri, după care, la cealaltă poartă, Mihaela Băbeanu parează un 7 metri și nu a fost singura astfel de intervenție pentru ea în acest meci. Până la pauză, oaspetele au prins o perioadă ceva mai bună și s-au apropiat la 3 goluri, iar actul secund avea să înceapă de la 13-10 în favoarea gazdelor. În minutul 42, avantajul oltencelor s-a redus la limita minimă. A fost ultimul prilej pentru echipa lui Florin Pera să restabilească egalitatea, dar o pasă greșită care a prilejuit gazdelor un contraatac rapid a spulberat șansa moldovencelor și asta pentru că reușita Clarei Vădineanu a fost urmată de altele 5 consecutive, semnate de Luca, Adespi sau Bădiță, iar avansul de 7 goluri din minutul 55 era imposibil de recuperat. În cele din urmă, echipa din Roman a pierdut la 5 goluri diferență, o înfrângere recunoscută cu fair play de principalul Florin Pera. Noi am început jocul bine, cu 2-0, din păcate meteahna noastră veche, lovitură de la 7 metri, ne-au turnat plumb în picioare. Din nou am ratat 4 lovituri de la 7 metri, am dat posibilitatea adversarului să preia conducerea pe tabela de marcaj, iar noi am încercat pe cât posibil să revenim în joc cât mai repede. Am avut un început de repriza a doua foarte bun, în care am venit la un gol. Acolo puteam să tranșăm jocul în favoarea noastră, nu am știut să gestionăm acele momente, au fost și vreo două decizii care ne-au dezavantajat, dar nu pun pe problema acestor decizii. Cred eu că Vâlcea astăzi și-a dorit mai mult victoria, s-a văzut acest lucru până în final. Noi avem anumite jucătoare de la care se așteaptă mult și demonstrează puțin. Probabil că nu mai au motivația necesară pentru a lupta la această echipă. Îmi pare rău că nu am gestionat cum trebuie acest joc. Am avut greșeli nepermise de fauturi în atac, pase la adversar, ratări din situații care nu trebuia să ratăm. În aceste condiții nu pot decât să felicit Vâlcea, a fost echipa mai dornică de victorie și a avut un lot complet motivat pentru a câștiga, ceea ce nu s-a întâmplat și la mine. 25-19 așadar pentru Vâlcea, victorie ce constituie implicit cadoul mult dorit. Da, este un cadou foarte frumos, nu numai de ziua noastră, este un cadou și pentru ceea ce urmează, că o să avem meciuri grele și trebuie câștigate ca să prindem play-off-ul care și ne dorim asta foarte tare. Cum ai simțit meciul? Ai avut din nou intervenții extraordinare în momente importante ale jocului. Ei, o vorbă mare să zic așa, portarul apără ce de apărat și mai apără una când trebuie și totul este ok. Echipa poate are șanse mari de câștig. Toate gândurile bune tuturor bunicilor, mamelor, fiicelor sau surorilor pentru ziua de mâine. Sigur că le dedicăm cu mare plăcere această victorie. Un joc cu o echipă grea, o echipă puternică, dar mă bucur că, așa cum am promis împreună cu fetele, vreau să cred că sunteți de acord că fața echipei este alta decât în toamnă. Ne-a trebuit timp și ne mai trebuie timp, dar rămân în continuare la convingerea că echipa asta poate mai mult. Vreau să le felicit pentru modul în care au crezut și s-au dăruit jocului și, sigur, nu în ultimul rând, aș vrea să le chem să rămână la nivelul ăsta,
sau să încercăm să mergem mai înainte. În runda intermediară care urmează, Vâlcea nu are cum să scape victoria, tot pe teren propriu cu Lanterna Roșie din Târgu Mureș, dar Ploieștiul ar putea fi învins acasă de SCM Craiova. În aceste condiții, Vâlcea ar urca pe 8 cu 3 runde înainte de finalul campionatului regulat și totuși... Ploieștiul are un program mai bun decât noi, dar ne jucăm șansele în continuare. Indiferent, în schimb, cum se va termina campionatul, eu vreau să le mulțumesc acestor fete care, în ultima perioadă, au dat dovadă de profesioniști și de profesionalism și cred că merită respectate și chiar iubite. Eu sper că o să trecem și cred în colegele mele și în echipă că o să dăm tot ce putem ca să ajungem în play-off. Să nu omitem principala marcatoare din tabăra gazdelor, Carmina Bădiță, cu 6 goluri. A revenit pe suprafața de joc cu mare poftă de gol Janina Luca, autoare a 5 puncte. Același număr de goluri având la activ și Andreea Despi Molnar. Urmează Clara Vădineanu cu 4 goluri, Ilina 3 și Stoica 1. Spectatorii vâlceni își vor revedea așadar favoritele miercuri la jocul dintre HCM Râmnicu Vâlcea și ultima clasată Mureșul Târgu Mureș.